Dar eu sunt păstorul cel bun și le cunosc pe cele ce sunt ale mele, iar cele ce sunt ale mele mă cunosc pe mine. Tot așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine, iar eu îl cunosc pe Tatăl, iar eu îmi dau viața pentru oi. Legați în mintea voastră versetul acesta din Ioan 10 despre cunoașterea lui Hristos a turmei lui ca fiind exact sau fiind similară cu cunoașterea care Fiul o are cu Tatăl. Și legați acest concept de cunoaștere intimă. El te cunoaște pe tine cum îl cunoaște pe Tatăl. Cu cuvintele Apostolului Pavel din Romani 8, unde spune pe cei care i-a cunoscut mai dinainte. Și nu lăsați pe nimeni să vă introducă minciuna în mintea voastră că Hristos, dacă ești copilul lui, te-a cunoscut dinainte de întemeierea lumii la fel cum a cunoscut pe oricine. El te-a cunoscut ca și oița lui. Și Hristos spune că acea relație de cunoaștere este relația de cunoaștere care există între Tatăl și Fiul. Terminologia folosită pentru cunoaștere este una de cunoaștere intimă, de dragoste. Gen Adam și-a cunoscut nevasta. Nu, știi, știu că este un ungibou, îl cheamă Deusi. Nu lăsați pe nimeni să fure bucuria de a fi cunoscut de Dumnezeu în felul acesta. Când El a coborât din cer să moară pentru cei care i-a cunoscut mai dinainte, a murit să moară pentru biserica Lui, pentru oițele Lui, pentru cei care îi iubea dinainte să-i fi creată. Și iubea așa cum Fiul iubește și îl cunoaște pe Tatăl.